cifra de afaceri. Laura, este un proiect dur, însă să vedem exact ce presupune și care este contextul, pentru că este extrem de important. Ei bine, Ministerul Agriculturii propune o măsură drastică pentru a combate delistarea abuzivă a produselor românești. Sancționarea retailerilor cu 5% din cifra de afaceri dacă retrag de la raft un produs românesc la un preț mai mic decât cel al unui produs importat ulterior. Ministrul Agriculturii Florin Barbu a declarat miercuri în cadrul Comisiei Economice din Senat că proiectul de lege va fi supus dezbaterii cu procesatorii și retailerii pe 11 și 12 iunie. Scopul nostru, spune Barbu, este de a proteja produsele agroalimentare românești și de a le oferi o șansă pe piață. Delistarea la prețuri mai mici decât cele ale importurilor este o practică neloială care afectează grav producătorii români și pune în pericol locurile de muncă, susține Ministrul Agriculturii. Delistarea abuzivă a produselor românești este o problemă cu care producătorii se confruntă de foarte mult timp. Retailerii preferă adresea să vândă produse importate, considerate a fi mai profitabile, chiar dacă produsele românești sunt de calitate echivalentă sau chiar superioară. Pe lângă propunerea de sancționare a delistării abuzive, Ministerul Agriculturii ia și alte măsuri pentru a sprijini producătorii români. De exemplu, a fost implementată o lege care plafonează adaosul comercial la produsele alimentare, iar Consiliul Concurenței monitorizează, de exemplu, de aproape piața pentru a identifica practicile neconcurențiale. Se speră că noile măsuri vor duce la o creștere a vizibilității produselor românești pe rafturile magazinelor și la o creștere a vânzărilor pentru producătorii locali. De asemenea, ar trebui să contribuie la crearea unui mediu de piață mai echitabil și mai transparent. Propunerea Ministerului Agriculturii a fost salutată de asociațiile producătorilor agricoli, pe care o consideră o necesitate pentru a proteja industria alimentară românească. Ei bine, de cealaltă parte, retailerii au criticat propunerea, argumentând că ar putea duce la creșterea prețurilor pentru consumatori. Este greu să te lupți cu giganții comerțului. Este. Și vă propun să ne uităm pe cifre. Potrivit jurnaliștilor de la ziarulfinanciar.ro, liderii pieței de retail alimentar din România, Lidl, Kaufland, Carrefour, Profi și Metro, au cumulat afaceri, atenție, de peste 80 de miliarde de lei, undeva pe la 16 miliarde de euro anul trecut. Un an marcat de inflație ridicată și de un consum prudent din partea populației. Toate cele 5 companii au înregistrat creștere, atenție, de două cifre, de peste 10%, depășind astfel de inflația anuală, care a fost undeva la 7%. Această performanță se datorează nu doar creșterii prețurilor, ci și expansiunii rețelelor de magazine și atragerii de noi clienți de la concurență. Deși românii au cumpărat în medie mai puține produse la prețuri mai mici sau mai rar, în 2023 a fost un an al premierelor pentru comerțul alimentar românesc. Pentru prima dată, atenție, 5 companii au depășit pragul de 10 miliarde de lei vânzări. Clasamentul liderilor rămâne neschimbat. Lidl își păstrează prima poziție, urmat de Kaufland și Carrefour. Profi și Metro completează top 5, iar Metro fiind, evident, singurul jucător de tip cash and carry din acest top 5. Așadar, foarte, foarte mulți bani. 2023, un an foarte bun pentru retaileri. Asta în timp ce micii comercianți, micii producători români spun că vor să supraviețuiască și nu pot supraviețui dacă nu își găsesc produsele pe rafturile magazinelor. Vom mai vorbi cu siguranță despre acest lucru, însă...